Taxele pe care le plătesc românii s-ar putea majora după alegerile care vor avea loc duminică. Țara noastră și-a asumat mai multe reforme pentru a nu pierde banii europeni, care presupun însă și majorări de taxe și de impozite. Pentru ce am putea plăti mai mult, aflăm chiar acum de la colega mea Ioana Ciobanu. Este alături de mine în platou cu toate datele. Te rog, Ioana. Bun găsit, România și-a asumat prin planul trimis la Bruxelles mai multe tipuri de reforme, inclusiv taxe și impozite noi sau reformarea sistemelor actuale. Până la urmă vorbim despre bani pe care îi plătesc toți românii prin intermediul acestor taxe și impozite. Haideți să vedem câteva exemple de reforme pe care România și le-a asumat. Vorbim în primul rând despre reforma impozitelor locale. Aici vorbim despre impozitele plătite pentru terenuri și case, de exemplu, inclusiv apartamente. Aici analiștii estimează că ar putea să crească chiar și de 3 ori impozitele. De ce? Pentru că se vor calcula în funcție de valoarea de piață a bunului respectiv. Și vorbim despre creșteri mai ales pentru apartamentele, de exemplu, aflate în orașele mari spre centrul orașelor. Nu este singura reformă asumată de România, vorbim de asemenea despre eliminarea excepțiilor fiscale. Aici vorbim despre două paliere. În primul rând, excepții pentru angajați care ar trebui eliminate și aici avem un set de excepții, de exemplu, pentru cei care lucrează în IT, încă beneficiază de anumite excepții, sau cei din construcții sau agricultură care beneficiază de un alt salariu minim, dar ar putea să fie vorba și despre excepțiile privind TVA-ul. În acest moment avem două praguri reduse de 5 și de 9% aplicabile, de exemplu, pentru alimente sau pentru medicamente. Ar trebui să existe o cotă unică, cel mai probabil va fi de 19%. Și impozitarea în funcție de nivelul de poluare a mașinii este de asemenea o reformă asumată. Haideți să vedem ce spune și ministrul Finanțelor în acest sens. Cererea de plată, numărul 4 din PNRR, este una dintre cele mai grele din perspectiva reformelor, pentru că include atât reforma pensiilor, cât și reforma salarizării, dar și reforma impozitelor și taxe.